Părintele Arsene Boca s-a născut în Vața de Sus. Părintele Arsene Boca este botezat aici, în această biserică din Vața de Sus. Aici, părinți, în biserica în care ne aflăm. Da, aici, în biserica în care ne aflăm acum. Pentru că biserica, a mai fost încă o biserică, pe care a fost construită de bunicii părintelui Arsenie Boca. De asta și sora dânsului a primit ca și ctitori să fie mormântat aici, pentru că au spus așa, ca să fie alături de fratele ei atunci când va veni să slujească în această biserică. Dar iată că nu a ajuns să vină să slujească în această biserică. Și îmi pare foarte rău, pentru că știți cu toții viața grea pe care a dus-o părintele Arsenie Boca. Deci de asta, părinții dânsului sunt cununați tot aici. Pot să vă arăt documentele care sunt aici, în această biserică, deci certificatul de botez al dânsului, certificatul de botez al surorii sale și certificatul de cununie al părinților dânsului. Cu atât mai mult, această biserică are o mai mare importanță pentru credincioși. Da, bineînțeles că de asta vrem și să facem și de acum înainte acest pelerinaj pe la această biserică din Vața de Sus și cred că cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul dumneavoastră și sper că o să-ți vadă lumea întreagă ca să-ți vină aici către biserica aceasta din Vața de Sus, precum se face acolo la prislop, așa trebuie să se facă și aici. Aici este născut părintele Arsene Boca, acolo la prislop, la mănăstire, acolo este mormântul părintelui Arsene Boca. Simțiți că slujiți aici, în biserica în care, iată, putem să-i spunem, Sfântul Arsenie Boca s-a botezat, a fost botezat. Știți cum e, de multe ori cu frică și cu emoții, mai ales când într-un Sfântul Altar. Și mai ales când, atunci la Ictenie, în Sfânta Liturghie, îl pomenesc pe Sfântul Arsenie Boca. Frică și emoții. Deci frică, pentru că suntem și noi, mai cădem în păcatele noastre, pentru că avem și noi păcatele noastre, dar emoții atunci când intri în altar, în Sfântul Altar și îl pomenești pe Părintele Sfântul Arsenie Boca. La ce vă gândiți în acele momente? La ce să mă gândesc? Mă gândesc dacă ar fi fost acolo să fie lângă mine.